ce flori are lunca, le-aș culege cu mândra, le-aș culege cu mândra, dar mi-e frică gebelea, că ne vede cineva și umple toată lumea. Că ne vede cineva și umple toată lumea. Și ne află lumea întreagă, pun pândarii și ne leagă, și ne leagă cot la cot, și ne poartă satul tot, și ne dau drumul pe apă, deși-i dragi să lege spartă. Și ne dau drumul pe apă, deși-i dragi să lege spartă. Hai mândruțo să fugim, un geom pucea să trăim, că aici nu-i ce trăit, dușmanii s-au înmulțit. Drumul-i lung și om fugi, lumea-i largă și-om trăi. Drumul-i lung și om fugi, lumea-i largă și-om trăi. Doamne, rău am fost ursat când aveam trei zile, să trăiesc să am de toate, nu și fericire. Fericirea n-o poți vinde și nici cumpăra, genunchi la Dumnezeu nici n-o poți avea. Spune-mi soare, spune-mi lună, spune-ți-mi ceva. Deși n-am inima bună, of, și deși e rea. Spune-mi soare, spune-mi lună, spune-ți-mi ceva. Deși n-am inima bună, of, și deși e rea. Rău la nimeni n-am făcut și nici n-am să fac, dar gemul ce rele-am tras și cred că-i păcat. Mulți mi-au făcut mie rău și m-au dușmanit. Eu nu i-am băgat în seamă, eu cu drag le cânt. Spune-mi soare, spune-mi lună, spune-ți-mi ceva. Deși n-am inima bună, of,
și deșeierea. Spune-mi soare, spune-mi lună, spune-ți-mi ceva. Deși n-am inima bună, of, și deșeierea. Zece ani aș da din viață, i-aș da cu plăcere. Să trăiesc eu mai bine și să n-am durere. Durerea mi-a mâncat viața și m-a ofilit. Aș da tot și-am adunat să fiu fericit. Spune-mi soare, spune-mi lună, spune-ți-mi ceva. Deși n-am inima bună, of, și deșeierea. Spune-mi soare, spune-mi lună, spune-ți-mi ceva. Deși n-am inima bună, of, și deșeierea. Dragi prieteni, am revenit cu piesa frumoasă, spune soare, spune lună. Mulți prieteni se regăsesc, multă lume în general, pentru că e soarta fiecăruia, chiar de când se naște copilul, adică omul, își știe soarta. Dacă a ști soarta dacă fiecăruia... Dacă se pun ursitorile la trei zile, cum... Da. La fiecare... Alo! Alo, bună seara! Să rămână! Ioane, ție și invitațiilor tăi! Mulțumim mult! Și foarte frumoasă piesă, mă aflu și eu în piesă aceasta, cântai la una cu Ionuț. Mă bucur din suflet că o știi și noastră, să rămână! Da, da! Mă numesc Nina Rotaru din Bulteni. Să rămână, doamna, știm! Așa, și vreau să dau și toate dedicații, toate gândicele din această seară pentru copiii mei. Cu toată dragostea! Cu mare dar drag! Dar și pentru vecinii mei! Și pentru multă dumneavoastră! Și pentru mine. A, așa, pentru sufletele dumneavoastră acolo, așa, micuț. Da, și foarte frumos, Ionuț, multe cântece care îmi plac. A, da, prietenii mei au cântece frumoase, da. Să știți că vin dintr-o zonă frumoasă, o zonă da, foarte, da, bogată, da, și... cu melisme, da, da. Cu tradiție, de ce să nu spun mehedințul, pentru că a dat nume sonor ale cântecului popular da. Românesc. Și s-o adus și pe Sandargint Ioane. Va veni cât de curând și Sandargint. Chiar Sandargint a fost la prima emisiune când am deschis noi. Da, știu. Va veni și Sanda cât de curând aici, pentru că îmi vin prietenii mei dragi și prieteni de suflet pentru dumneavoastră, dragi da, prieteni. Da, ne mai încântă și pe noi, ne mai trece și nouă supărările. Asta așa este. Așa suntem noi românii. Ne alinăm suferința prin da, cântec. Da, da. Așa e. Sănătate multă și sărbători frumoase. La revedere și multe. La revedere. Frumoase. Cu mult drag. Vă mulțumim, sărbătoare. Da, piese frumoase, pentru că oamenii vă cunosc în general repertoriul ție, Ioane, și ție, Ioana, de ce nu? Pentru că știe fiecare cântec care tu-l cânti și ție la fel, Ioane, pentru că eu pe tine te cunosc mai de multișor. Când nu mă suportai. Da, de-adevăr, când ne-am văzut la o filmare, i-am dat felicitări și a trecut așa ca un glonț. Bine că nu... N-aveam mustață, nu din cauza asta. Nu aveam mustață atunci. Nu. Eu m-am născut cu mustață, dragi prieteni. Da. Dați-mi voie să vă spun, am fost cu ani în urmă în țară la spectacole și unde am rămas peste noapte acolo. Într-o noapte chiar am vrut... să-i dau mustața jos. Nu s-a putut, pentru că simțul meu nu... Cum gorjenesc, se, nu, autentic, nu i-a dat nu voie. Se putea, da. Oana, cum vezi tu costumul popular? Pentru că
e aparte. Da, acum îți dau dreptate, cred că îl văd într-un fel aparte de ceilalți soliști, poate nu de toți, poate mai sunt care văd ca și mine. Eu pot să spun că atunci când am cunoscut costumul popular, aveam vreo 7 anișori, am cunoscut o părticică din costumul popular, când am învățat eu să cos atunci. Momentul ăla și cântai, nu? În momentul ăla și cântam după oi. Așa, Fredona, gândim că noi suntem aici, cum ai tu emisiunea ta la clacă, noi suntem la clacă, da. Și noi tu îți faci lucrul tău și cântând, povestind așa prin cântec, un fragment din ce vrei tu. Noi atunci șădiem. Da, mulțumesc mult. Chiar așa făceam. Da. Mergeam după oi, cu cusătura în mână și cântam un cântec pe care n-am să-l uit niciodată. Te rog, ziceam o strofă. Măi bădiță cu părcreț, la 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 la, ce te ței așa mareț, la 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 la. Uite, așa cântam eu după oi și cu cusătura în mână. Așa am cunoscut costumul popular. Alo! Bună seara! Sărut mâna! Sărut mâna! Domnul Ionuț? Sărut. Care mâna dintre noi? Ionuț? Ionun? Ion? Ionuț? Ion Teodorescu. A, sărut, da. Mâna, sărut, de la care la fix la Baia. Sărut mâna! Vă rog din suflet, faceți o dedicație pentru Bogdan Brânceanu, care îl cunoaște foarte bine, de-a decedat acum. Vă rog din suflet, spuneți pe post. Da, cu toată... Da, s-a avut accidentul acolo o lună. Da, într-adevăr. Vă rog, viața uneori este necuțătoare. Uneori viața este necuțătoare. Ne doare că ne ia oameni care ne sunt aproape. Da. Problema asta, aș vrea să-i faceți o dedicație, indiferent pentru cine cântați, dar spuneți pe post că să fie pentru sufletul lui. Într-adevăr, special cu toată dragostea, toate cântecele, atât cele colegii mele, Ioana Părvan, cât și ale mele, dar și... Îl cunoașteți oricum, sigur. Da, pentru Bogdan, într-adevăr. A fost un om minunat, un om deosebit. Da. Un accident nefericit. Eu de la el știu, deși să zic că soție n-am fost legitim. Știu, așa este. Aici mormântat aici, la... Călugăreni. La Călugăreni. A fost el cred că ne privește de sus și de acolo din ceruri. Sănătate, să aibă dumneavoastră, să aveți putere de muncă și sănătate și viață lungă, pentru că asta e. Asta e viața, așa l-a vrut Dumnezeu. Da? Da. Să aveți sănătate și mult noroc. Chiar am văzut... La revedere. Am văzut la un foarte bun prieten, un inginer silvic, am văzut niște poze, chiar un accident stupid. Dar... Ion... Asta este Ionuț, viața. Tată, m-a luat frigurile și ți-am povestit că și eu cunosc familia Firiza, îi salut cu mult drag. Întâmplările, acum suntem la veselie, suntem în postul Paștelui, vorbim lucruri frumoase, Dumnezeu ne știe și ne vede. Și dacă tot suntem în postul Paștelui, ne putem ruga și pentru cei care au trecut. Normal, Doamne, cum să nu, pentru toți care ne-au fost dragi, prieteni, rude, bunici, unchi... Pentru toți prietenii și dușmanii noștri. Cum vezi tu costumul național? Așa. Și pentru tine? Cum definești tu costumul popular? Interpretul nu ar putea exista fără costumul popular. Zic eu, autentic, de acolo, dar din zona care tu, vine. Ca pe tine însuți. Ionuțu Dorescu. Eu, Ionuțu Dorescu, într-adevăr, costumul este... îmbrăcarea cântecului. Dacă cântecul popular, cântecul nostru mehedințean, nu este îmbrăcat de un costum adevărat, atunci cred că nu mai este un cântec, cred că este altceva. Eu te cunosc foarte bine pe tine când ne întâlnim noi la diferite spectacole și chefuri, de ce nu, și la anunți. Nu vii ca mine cu pantalon negru, tot timpul îți porți costumul popular. Și așa am cunoscut. Eram copil. Când mi-aduc aminte, mergeam la cineva la noi la Ponoare acolo, mă rugam să-mi dea o pereche de ciorici albi și mai întârziam acasă, venea mama, mă lua și la bătaie, că asta e, mai rămâneam să mai joc un fotbal. Și... Cum joci în continuare? Da, joc și în continuare, știu. Da. Da. Și mi-a plăcut, așa l-am cunoscut și așa vreau să-l duc mai departe. Asta așa e, da. Da, frumos. Lucruri frumoase care... se leagă, în primul rând, de costumul popular și cântecul tău de acolo, de la Ponoare, pentru tu vii dintr-un loc sfințit de Dumnezeu. Podul
Tu, mai bine vorbește tu, că tu vii de pe locurile alea. Eu n-am de unde ți-aș spune, decât vin în vizita. Așa e, se spune că Dumnezeu a aruncat așa săgeți de frumuseți. Așa. Din tolba plină de... pe domnul Pătrașcu. Din tolba plină de săgeți, mai mult de jumătate au fost trimise la noi la Ponoare. Acolo unde avem podul Dumnezeu, cele două câmpuri de la Piezuri, Cleopatra și Afrodita, lacul Zaton, pădurea de Liliac, steiul Ponorii și multe, multe alte locuri. Și frumoase. Oameni cu suflet curat. Și oameni, într-adevăr, oameni primitori, oameni cu un suflet blând. Dacă au o bucată de brânză și de ceapă și de mălai în bucătărie, la aceea o pun în fața. Colegii mei spune, și Irina a zis, data viitoare să vii cu brânza și cu mălaiul. O să venim cu o brânză de capră. Și cu șunca și cu... și cu tot ce este mai bun și de la cum Ponoare. Noi avem nevoie de oameni să ne mulgă caprele, o să te rugăm să vii într-o dimineață să ne ajuți să mulgem caprele. A, da, voi vorbiți voi de ce aveți voi împreună. Chiar eu am venit cu un om, cu un om curat, cu un om de suflet, cum pot să spun, un prieten drag la tine acasă, cu Mihaela Tatu, îi spunem sănătate, pentru că luni este ziua de naștere al lui Mihaela Tatu. Te bucur, Mihaela, dacă ne vezi. Ea o să urmărească, că ne urmărește pe net și tot timpul spune, mai faci așa, trebuie să fac cu tine dicție, că nu prea știi să vorbești. Da, Mihaela, aștept. Să știi, eu sunt peltic, eu zic bine pe S. Unor pe H îl mai uită. Da. Și povestea foarte frumos despre lucrurile frumoase de acolo, de la Ponoare, unde am venit cu drag, unde am venit cu câinele Gore. Eu am zis că vine cu prietenul ei Gore și a zis că vine cu Gore. Ioane, nu știi pe... Ionică, nu știi pe Gore? Cum să nu? Să vă trăiască Gore. Gore era câinele. Iar eu, vecinul lui mama de la Ponoare, îl cheamă Gore. Și într-o dimineață stric după Gore, pe unde era prin curte, la care răspunde vecinul: da, Ioane! Zic, nu pe tine, pe Gore cel mai... Ioana, care e Ioana? Oana, dar știu că te cheamă și Ioana, dar știu, mi-ar și fi, Nicoleta. Mi-ar fi plăcut să mă cheme Ioana, crede-mă, da, Oana Nicoleta, dar da. Mi-ar fi plăcut din suflet să mă cheme Ioana, numai dacă tu îmi spui Ioana, eu mă simt tare bine, da, numai s-ar putea să vii în cu buletin mielul. Putem pune unii acolo. Da, punem unii, stergem noi așa frumos, că acum se face buletinul, ți-l vii la noi și ți-l facem noi frumos, eu scriu autentic, Ion îți pune poza, ne cânti? Cu mare drag. Bine. Găbița, Oana se grăbește pentru că are treabă la Ponoare. Mâine mulge caprele! Merge să mulgem caprele, să știți. Să știu ce mă mai
Of, of, ce necaz, ce n-ați surpriză să jucați mama. Mine. N-ați vrut să jucați cu mine, nu-i nimic. Da, într-adevăr. Mă supăr pe voi. Se joacă cu pixul. Da. Uite. Eu vreau la joc și n-ați vrut. Tu cântai, el se joacă cu pixul. Am să iau pixul, dragii mei. Nu, nu-i mai las pixul aici, că nu. E, pixul. Bine, el se juca cu pixul, dar tu? Cu pixul, da. Eu te-am evitanța textelor. Fire, cum ai zis acolo? Ioane, lasă-mă, te rog, să salut doi prieteni dragi sufletului meu. Așa, hai că suntem ca la creșpă. Special hai. Pentru Ion Mirulescu, pentru familia lui, pentru prietenii lui. Sărbători pascale binecuvântate, să-ți aducă numai și numai bucurii. Pentru Ion Ștaburdea, la fel soția lui, toți prietenii și să auzim numai și numai de bine. Și aștept să mă sunați să vă cânt life, life. Da? Adică live, da. Live, da? Da? Bravo ție, că mi-a cântat mama o doină. Mi-ai făcut o surpriză cu Doina cântând. Nu știai Doina, mama? Nu știam, sincer nu știam. Da. Este un cântec pe care mi l-a făcut domnul Ion Dumitrașcu. Salutăm. Salutăm. Pentru că au dat multe... Într-adevăr, tati, nu, chiar am vorbit cu el înainte de emisiune, spunea că nu prinde acest post de televiziune, ne pare dar rău, ne tati, poate urmări pe net. Dar noi îți dorim tot sufletul din bine, numai și numai sănătate. Da, așa este, pentru că e un om extraordinar. Domnul Dumitrașcu, dacă puteți să aduceți aminte unele
una dintre piesele care... Hai da, hai da, lele flore, hai mândru, draga mea, să jucăm ca la ponoare, mândruiți așa, măi. Hai da, hai da, lele flore, hai mândru, draga mea, să jucăm ca la ponoare, uite, uite așa, măi. La umbră geliliac, hai mândru, draga mea, să jucăm danțul cu drag, mândruița mea. Hopșa! Să știi că în momentul când ai cântat tu, dragi prieteni, fac un joc așa autentic, pentru că am un cârcel gorjenez, mi se pune la picior, pentru că ai zis tu, hai da, hai da, lele floare, să jucăm ca la ponoare. Da, un cârcel autentic, să știți, dați prieteni, că așa... E ca la gorj la tine, nu, aici. Este cârcelul gorjenesc, e al meu și nu-l dau. Da, așa. Așa. Până te rezolv așa eu cu cârcelul ca să-i spun să mă lase în pace, treci la cântat. Da. Gabi! Am înțeles. Te rog frumos, până vorbesc eu cu cârcelul ăsta să văd ce-mi face, ce gânduri are cu mine. Du-te la cântare! Ai, foaie vierge, ce fi flori, foaie vierge, ce fi flori. Să-i latri vrajetori, tu ce-mi spuseră că mori, ca fluturul printre flori, ca fluturul printre flori. Tu ce-mi spuseră că mori, ca fluturul printre flori, ca fluturul printre flori. Cinerică, numai una cinerică. Baiețele, să n-ai frică, căci ești tiner și voinic, să n-ai ce amăge nimic, să n-ai ce amăge nimic. Căci ești tiner și voinic, să n-ai ce amăge nimic, să n-ai ce amăge nimic. Ge-aș muri, Doamne, pan mâine, ge-aș muri, Doamne, pan mâine. Pe mândra n-o las cu bine, nici n-o iau, dar nici n-o las, să fac la dușman n-acaz, la dușman să fac n-acaz. Nici n-o las, dar nici n-o iau, nici la altul n-am s-o dau, nici la altul n-am s-o dau. Sus la munce, ninge plouă, la Craiova pică rouă, la Craiova pică rouă, și-mi fac cu-i dragoste nouă, și-mi fac cu-i dragoste nouă. Sus la munce viscolește, la Craiova iarba-mi crește, dorul mândrii mă topește. Ce m-aș face, unde-i luna, să dau cu mândruța mâna, să dau cu mândruța mâna, că n-o să trăim cât lumea, că n-o să trăim cât lumea. Cât-i lumea n-om trăi, dar cu mândra m-o iubi, dar cu mândra m-o iubim. Dragoste,
draga Neichi Florișan. Ce zic eu, zice și ea. Ce zic eu, zice și ea, că așa merge dragostea între mine și mândra măi. Dragul mândrii boboșel, zice ea, zice și el, că-i neicuța cinerel măi. Neiculița ge la munce, poartă dragostea pe frunce. La Craiova vine iuce, la mândruța s-o saruce, la mândruța s-o saruce. Trășe jâul, trășe gârla, că i-ai cunoaște cașula, că i-ai cunoaște cașula. Că-i gemel și negrișoare, și-a dormit la mândra-n poală, și-a dormit la mândra-n poală. Sus la munte plouă ninge, la mândra nu poți ajunge. Te rog să iei și microfonul. Pam, pam, pam. Până ce ai cântat-o, eu am rezolvat cu cărțelul meu autentic orșenesc, dar tot mai îmi face niște figuri pentru că... Ce-ai împuns cu acu? Nu m-am împuns cu acu, i-am spus tăi cu minte că mă vede lumea, mă vede o țară întreagă. Foarte frumos. Eu îți cunosc ție piesele, probabil și prietenii mei. Cunosc piesele tale și sper că nu te oprești aici. Am înțeles că vei mai face un material, nu? Da, lucrez la un nou material. Lucrez, nu? Lucrez. Da, cred că în vara asta va ieși. Când va vrea Dumnezeu. Asta așa, așa este, când va da Dumnezeu, asta e. Na, o, Ana, tu? Pe mine, dacă mă întrebi ce costum nou vreau să fac. Da, ce costum. Dar până la spune tu ce costum. Spuneți-mi cum povestea cu caprele, că Ion și Oana cu caprele. Da, la capre, pe câmp. Aveți câte capre aveți? E, nu spunem. Nu l-am mai numărat în ultima vreme. Dar mă spuneți ca să știe și lumea. În jur de 200. 200 de capre? Da, da. Le cântați caprelor? Cum să nu? Cum să nu? Pe câmpul cu caprele. Râsul râs, dar să vezi cum ai să vii la noi la capre acolo. Cu mare drag, eu am fost crescut cu lapte, am mâncat lapte de capră, dar alo! Alo? Bună seara! Bună seara, cu respect, domnul Dragan. Sănătate multă! Urmăresc emisiunea noastră foarte bună și am o rugăminte la noastră, dacă aveți, eu știu, o... un CD-ul al lui, am o nepoțică, lui Luiza Ciolin. Cred că o cunoașteți. Cum să nu cunosc pe Luiza Ciolin? Eu am avut-o și la noi în studio pe Luiza și un interpret foarte bun. Eleva doamnei Camelia Argin și doamnei Cristina Olteanu. Da, aș vrea să văd, să o văd și eu la dumneavoastră în emisiune. O să vină, că de curând o să fie la filmările de Paște, o să vină și Luiza Ciolin. Da, vă mulțumesc mult. Să aveți sănătate multă și vă mai așteptăm cu drag. Doamne ajută! O să rog pe domnul Gabi, că colegul meu Gabi va face și el un CD, va cânta și el o piesă, împreună cu Irina. În duet va cânta și să știți că ei vor să meargă acolo la capre, să filmeze caprele, cum le mulgeți voi. Care le mulgeți, tu sau tu? Eu mai des. El nu știe să mulgă. Domnul... Nu știe, nu. Dar tu cum ai crescut cu caprele, eu am crescut cu oile. Tu ai crescut cu caprele, așa că o să vii tu să le mulci. Nu mă pricep la mulți, tată, eu am mulți vaci. Eu am mulți vaci. Sincer, eu am mulți vaci. Păi și eu am mulți vaci. Păi da, ugele. Asta înseamnă că... Am experiență. Cu mână plină, unde mă uit, colegi? Când vii, mamă? Acolo. Cu mână plină și cu nod. Așa, bravo. Asta e cu nod, da? Așa. Și cu mâna plină. Așa.
Eu așa, foarte bine. Când eram clasa nouă, deci eram la fosta ferma partidului și uite așa cânta. Da. Bravo. Așa mulgeam vacile. Și după ce ai să mungi 200 de capre, așa? A, următoarea noapte... O să dau cu un kilogram de... Ce să dau? Flori de tămâioară. Că au apărut ghiocei, au apărut tămâioarele, aud cucu cântând. Când au cucu cu tântânu... Apropo, ai auzit cucu? Nu l-am auzit. Nici eu. Păi acum... Dacă n-ați fost la capre... Eu, dacă am fost la capre... L-ai auzit? Da. Te-a spurcat? Nu. Trebuie să cânte și cucu și pupăza. Pupăza n-am auzit-o. Pupăza n-aș dacă... Dar am văzut trei berze, nu. Dacă te spurcă și cucu și pupăza. E bine să auzi cucu dimineața, mamă. Bine, pe mâncat. Dar da. Oamenii care se duc la nu, plug, nu, trebuie să fii spălat pe față să mănânci, și să mănânci, mamă, și să auzi cucu dimineața. Să pui bani în buzunar și să ai norocul să prinzi, să rupi creanca unde cântă cucu. Tatăl meu a rupt creanca și mi-a purtat noroc. Și știi că noaptea de Sfântul Gheorghe în floare? Nu cu... Știați? Nu știam. E, vedeți? Tradiții. Nucu, noaptea de Sfântul Gheorghe, în floare, nucu. Atunci în floare. Bine și... că am aflat și noi, mamă, nu da, știam asta. Sincer. Da. Așa. Da. Deci mi-ați povestit lucruri frumoase despre ale capre. Te așteptăm acolo, mamă, să vezi ce ies frumos și avem. Acum de Paște... Acum de Paște așteptăm pe toată lumea care vrea să cumpere ei să vină la noi. Deja avem programat. Povestiți-mi și mie. Eu nu cunosc așa. Eu am venit o singură dată când am venit la Irina, la Nina Predescu. Și am fost de sărbătoare de Paște. Odată că a făcut ea un festival acolo alături și de tine, Ionuț. Dar tradiția voastră cum e de Paște? Acum pregătiți cozonac, roșiți ouă, că o să vedeți că și la noi de sărbători, când o să vedeți, urmăriți emisiunile de Paște, că și la noi se va ciocni ouăle. Ouă de sărbători, așa frumos. Da. Ia. Tradiția, începem de joi. Da. Cu sărbătoarea, când la noi la Ponoarele sunt joi mărei. Adică copiii de pe uliță, de pe o anumită uliță, se strâng dimineața la capătul uliței, la casa de mama, acolo și dau de pomană. Mama, noi vorbim așa frumos și până să ce Ion să ne cânte ceva? Păi da, sigur. Așa povestește. Așa? Dar nu, Ion, ne cântă Ion. Și pornesc din casă în casă, copiii. Da, ne cântă Ion. Acum cântă Ion. Am îmbătrânit, frate, povestindu-mi despre ouă. Lasă, mamă, nu despre ouă, eu îți povesteam despre capre. Mărele, despre joi mărele. A, asta ca să te aucești, nu? Așa, așa, mamă. Joi dimineața se pleacă din capătul uliței cu copiii și merg din casă în casă și ia păhărele. Mamă, chiar că am nevoie să povestim în noaptea de înviere. De înviere, nu? Cu mare drag. Vinerea mare, putem vorbi? Și despre vinerea mare. Atunci se vopsesc ouăle. Atunci se vopsesc ouăle. Așa. Auzi, Gabi? Atunci de vinerea mare, nu de joi. Nu. Joia mare. De vinerea mare se vopsesc ouăle. Atunci, mamă, până ouăle. Ce vopsim noi ouăle, da? Trebuie da cântat. Eu mă duc să caut vopsea prin magazine. Tu te caută vopseaua? Jucați cu mine, nu jucam. Jucam, da. Îl pun pe tata, nu Ion mai, să joace. Gata, nu mai jucați, las. Gata. Că la inimă mă seacă, mai bine i-ar fi zis piatră, că la inimă mă seacă. Dorul e acurisât la mine, la cei venit, mergi de-a lungul și de-a latul, tăi de sunt de mare satul, mergi de-a lungul și de-a latul, tăi de vine să-l împrumut, că la mine îi dor mult, să
și de alatul, că-i destul de mare satul. Ce, mamă, ce s-a făcut aici? Vream... Tu, cum e? Am avut o ceartă cu... mi s-a pus în cârcel aici frumos pe mână și mi-a făcut niște semne cu stil autentic pentru ca să mă duc și eu la capre să semnez capra care îmi dă lapte mai mult, care nu dă lapte, care zbiară și care mănâncă mai puțin. Cu pixul. Cu pixul. Ai, doamne. Da. Bine, mamă. Te așteptăm să facem încercare. Da? Tu, Ana, prezinți o emisiune la un post de televiziune în apropiere aici la MH, tot așa cu invitați, așa autentici cum sunt sau tot? Tot așa, mamă, emisiunea mea se numește Claca. Da, noi am făcut dar chiar să știi că exact ca la Claca este la emisiunea mea, cu femei care vin să lucreze. Noi vorbim așa autentic, cum spui tu, fără... Mai greșim și noi câteodată, dragi prieteni. Pentru că, omul e făcut să mai greșească, să spună lucruri frumoase, să spună de la rele. Dar noi nu vorbim de la rele pentru că n-am vorbit niciodată. Să știi că oamenii ne iubesc așa cum suntem noi. Da? Da. Și eu am telefoane în direct acolo și oamenii ne iubesc așa cum suntem noi, autentici și populari. Da, ce frumos, ce frumos, ce frumos. Ioane, te moștenește... Că ai două prințese acasă, le salutăm cu drag și familia ta. Le pupă, tati. Bianca și? Și Daria Ioana. Da? Cred că un pic Daria. Dar este prea micuță să îți dai seama. Să... Vedem. Bianca nu. Bianca crescută. Tu vin din trei frați, da? Trei băieți? Trei băieți suntem, trei. Da, și unul la Timișoara. Așa? Amândoi sunt la Timișoara, nu? Unul la Timișoara și unul la Reșița. Așa, tu ai rămas la Ponoare. Da. Tu, mamă? Noi suntem trei fete. Da. Suntem trei fete. Îmi spune Gabi dacă mai ai o surioară necăsătorită? Da, dar urmează să se căsătorească în iunie. Gabi, îmi pare rău. Sunt convins că... Ia... să vină să filmeze, să filmeze nunta. Da, de ce nu? De ia uzi, Gabi, ai invitație de acum. Ai și două capre. Asta de la tine, mama, da? Dar lasă, tu vii să ne cânti și eu dau caprele pentru treaba. Și lui Gabi ce-i dai? Păi caprele. Ah, Gabi! Te-ai ales cu două capre. Tot să alege cu ceva, nu? Tot să alege cu ceva. Da, și lapte tu ne dai tu? Lapte cât? Lapte, brânză, ce ne dai tu? Brânză. Brânză. Fac o brânză, mamă. Faci o brânză? Eu, da. Acum mie îmi pare rău că n-auzim și noi ce spune nu, domnul Gabi. Colegii mei le spun, Gabi îmi spune că ai un costum foarte frumos și te apreciază felul tău de a fi așa cu zâmbet pentru că ai simțul umorului și nu te superi. Pentru că, na, noi mai glumim între noi și le știm foarte bine. Da. Alo? Alo? Bună seara! Bună seara! Să trăiți, domnul Dragan! Sănătate, să rămână! Aș dori și o dedicație pentru copiii mei de la Rovinari. Să vă trăiască. Ce spuneți de invitații mei? Ce spuneți? Ce spuneți de invitații mei, de Oana Părban și de Ionuț? Foarte frumoși. Îți frumoși? Ah, da. Da, da, și am înțeles că au capre. Băiatul are două fetițe să-i trăiască. Are, are. Au și capre acasă. Ce spuneți? Au și capre acasă. Da, de capre nu-mi prea-mi plac caprele de copii, da. Mie de capre nu-mi plac, mi-e frică că m-am pus să le mult și mi-e greu. Că-s bătrâna.
Să aveți sănătate multă. Să știți că are două fete frumoase acasă și Ioana Prăvan are o domnișoară cu zâmbet frumos și cu un suflet. Nu știu, pentru domnișoară n-auzi dacă are copii de domnul. Are două fetițe frumoase acasă, ne urmărește. Să fie mândră de ele. Și cea mai bogată casă unde vezi copil. Așa este, că și mama are 6 acasă. 6 din 6 rămâne cu 1, eu. Nici cu ăla. Da, și pentru toți vecinii, indiferent ce cânte. Dar dacă va cânta doamna Oana Prăvan pentru dumneavoastră, să știți. Da, și nu mai cânta. Da, ea va cânta. Pentru că ea va încheia în programul și va cânta așa cum cântă ea de la munte, de la Ponoare, de la Baia de Aramă. Cu stili... De la Baia de Aramă e dânsa. Normal, amândoi sunt de la Baia de Aramă. De la Ponoare. De la Ponoare. Mamă. Mă încurcai în geografie. Ponoare. Tu ești de la Ponoare? Și eu tot de la Ponoare. Vedeți? Dar tot din Baia de Aramă. Județul Mehedinți, orașul Baia de Aramă. Poți să zic județul. Așa este, da. Lângă Baia de Aramă, acolo. Ei, păi vedeți, 5 km. Da. 5 km, bravo, păi da. Mama, așa e. Am făcut geografie și știu. Da. Să aveți sănătate și sărbători frumoase. Mersi, mamă, să trăiți pentru toți vecinii mei, pentru copiii mei. Multă sănătate le urez. Doamne ajută. Ocupăm, Doamne ajută, să rămână. Cu mult drag, să aveți sănătate multă și să ne urmăriți în continuare, că o să vedeți lucruri frumoase. Vinere. Și minerea trecută am vorbit cu dumneavoastră fiecare vinere. Cu mult drag, să vedeți vinerea viitoare. Aviatoare era, să zic, că mă încurcă muma asta cu... Așa e când... Și restul vinerilor în săptămâni, să urmăriți televiziunea Tele3, vă rog. Dragi prieteni, mamă, să spunem la revedere. Așa repede. Așa de repede a trecut timpul pentru că fuge, trebuie să ajungeți la Baia de Aramă, trebuie să ajungeți la Caprie, să numărați o capră, două, trei, patru. Dimineața la ora 6 se face treaba asta. Hai să luăm ultimul telefon. Alo, bună seara! Bună seara! Sărut mâna, vă pup, Doamne ajută! Doamne ajută, Ion Dragan! Sărut mâna mult! Eu nu știu doresc va răspuns. Bine, vă mulțumesc. Sunt Violeta, Ungru Violeta de la Moșetești. Așa, doamnă? Vreau să fac pentru părinții mei. Să vă trăiască. Ungru Cecilia și Ungru Gheorghe de la Bălcișoara. Pentru copiii mei, Viorel cu familia, Alionescu. Să vă trăiască. Dejanu Alina cu familia, Ana Maria și pentru toți care mă cunosc din satul Moșetești. Și pentru dumneavoastră, să aveți sărbători frumoase, cu bucurii. Mulțumim și dumneavoastră la fel și pentru copilul meu special, că n-am putut să vă prind de ziua lui. Să mă sănătate și la mulți ani, ne așteptăm cu drag. Să ne urmăriți în continuare, da? Deci, prieteni, repede două vorbe că trebuie să încheiem. Am să las pe Oana întâi. Zi, Oana, repede. În primul rând să-ți mulțumesc ție, mamă, de invitație. Mulțumesc și colegii mei, vă mulțumesc. Apoi să mulțumim colegilor tăi că sunt extraordinari, extraordinari. Telespectatorilor postului Tele3. Să le spunem să vă urmărească în continuare. O să mai venim dacă le-am fost dragi. Cu mare drag. Multă sănătate și sărbători fericite. Sărbătorile pascale se apropie cu pași repezi. Lumina sfântă a învierii să vă binecuvânteze, dragii mei, casa și familia cu bucurii, sănătate, fericire, dragoste și multă credință în Dumnezeu. Urmăriți în continuare Tele3. Vă pupăm, la revedere și o ascultăm pe Oana Prăvan. Doamne ajută! Ne vedem vineri! Acum, de la deal mai nana, sivește luna. Eu te aștept, puiule, ca să vii acum. Ca șali să bine nana omului, să fie nana stăpân cuvântului. Ca șali să bine nana omului, să fie nana stăpân cuvântului. Deveni mai nană, deveni odată.
fi puișoară, aș fi împăcată, deveni mai nană, deveni odată. Aș fi puișoară, aș fi împăcată, casa nană, puiul meu s-ar lumina și dorul la mine nană n-ar mai sta. Casa nană, puiul meu s-ar lumina și dorul la mine nană n-ar mai sta. Te văd cum apar din noapte, eu tresar mai nană și vântul când bate. Mă uit să te văd cum apar din noapte, să vii nană, puiul meu, să mă iubești, ca sufletul nană, așa dragă mi-ești. Să vii nană, puiul meu, să mă iubești, ca sufletul nană, așa dragă mi-ești. În vale. Vine nana, vine când luna răsare, laud fluierând la fântână în vale. Cașa lui să bine nana omului, să fie nana stăpân cuvântul lui. Nana al meu e tare vrednic l-a iubit, de ea îl iubesc cu foc și-l port în gând. Cașa lui să bine nana omului, în cuvântul lui. Nana al meu e tare vrednic la iubit, de ea îl iubesc cu foc și-l port în gând. Trăiești, nu uita să te petreci, că viața se duce, iute, ți-albește părul pe frunte. Că viața se duce, iute, ți-albește părul pe frunte. Orice-ai da și orice-ai face, anii nu-i mai poți întoarce. Orice-ai da și orice-ai face, anii nu-i mai poți întoarce. Și-n putere, faci tot ce inima cere. Dragostea și iubitul îți alină sufletul. Dragostea și iubitul îți alină sufletul. Că tinerețea-i frumoasă, dar nici nu știi când te lasă. Că tinerețea-i frumoasă, dar nici nu știi când te lasă. Și îți petrece, să nu simți viața când trece. Bea, cântă și îți petrece, să nu simți viața când trece. Și iubește, omule, că te țin puterile. Iubește tot cu putere și ce inimioară-ți cere. Și iubește,